part la Cumulești, unde noi am făcut un mic eveniment, ca să zic așa, unde am strâns vreo 300 de semnături ca să renovăm parcul. Urmează să mergem cu ele la primărie, să le depunem și sperăm să avem și succes, ca să zic așa. Copiii de aici din zonă n-au un spațiu sigur unde să joace. Tot se joacă în fața blocului, în fața curții, trec mașini. Na, e altceva când știi că sunt într-un parc, nu traversează strada, nu trece nicio mașină, nicio bicicletă, nimic. Următorul ar mai fi la Pecineaga, câteva stații de mașină mai sus. Dar copiii de aici nu se duc până acolo, că trebuie să ia mașina, trebuie să... Na, e mai complicat, dar aici, în zona asta de blocuri, nu avem niciun parc. Asta este simplu. Ce ani așa a rămas, nu mai a fost renovat, nu s-a mai întâmplat nimic acolo. Am știut să fac. Eu am crescut în cârciumă, tata a fost barman. Lucram la timpul ăla, lucram la o terasă, eram bucătăreasă. Și am zis, băi, eu aș vrea să am barul meu. Stella a zis că ea vrea centru comunitar. Și am zis, păi, hai să facem așa ca să fim amândouă împăcate. Eu vreau cârciumă, tu vrei centru comunitar. Ok. Zic, cumva trebuie să susținem și centru comunitar, că nu o să avem bani la infinit să-l băgăm în el. Și atunci am zis, dacă facem barul, din bar să susținem chiria, utilitățile și tot și activitățile ce care... Ca să putem să facem activitățile care ne le dorim. Barul, din păcate, n-a mers. E zona care este, oamenii din centru veneau doar la petreceri. Nu puteam să fac petrecere în fiecare seară ca să fac vânzare. Că oamenii vin odată, că tu, la un moment dat, e prea departe de centru aici. Și am luat hotărârea să închidem barul, pentru că stăteam agățat, așa, pur și simplu. Trebuia să stau aici, că dacă aveam bar, tot speram că o să intre cineva. Nu munceam, nu făceam nimic, ca bani nu mai aveam, că toți banii care am avut i-am investit aici. Și am zis, asta e, închidem barul și rămânem cu centru comunitar. Povestea asta cu cafeneaua eșuat, dacă pot să zic așa, totuși voi trebuie să plătiți o chirie aici în fiecare lună, da. Înțeleg. Asta da. E una asta, dintre marele probleme. Asta e marea problemă. Pentru că Dana muncește salariul care le ia, noi plătim chiria aici, așa, adică, nu știu dacă înțelegi mesajul, noi ceea ce facem, noi nu avem niciun câștig, adică câștigul pentru mine este bogăția sufletească, că pot să fac ceva pentru niște copii, pentru niște oameni care nu au nicio șansă. L-ați băgat sarmale, banane, dulciuri, tot? Aici sunt sarmalele, sunt vreo, nu știu, vreo 300-400, cred, poate chiar mai mult. Mai avem încă un ceaun plin pentru oameni și avem și fructe pentru copii. Au fost vreo în jur de vreo 1000 de sarmale, sper să ajungă, nu știu. România, cine poate oase roade, cine nu, se duce la tomberoane. Și cam la mine, în cartierul ăsta, sunt foarte mulți copii care caută cu tomberoane. Și lucrul ăsta pe mine mă doare atât de tare încât
asta este, toți prietenii mei, toți colegii, toți oamenii care lucrez, a zis că trebuie să mă gândesc puțin mai mult și la mine, să nu, așa dintr-o dată, să nu mă cred Dumnezeu și să încerc să ajut pe toată lumea. Am ajutat încât am pus într-o depresie, dar am fost la un pat de sinucidere. Deci poți să-ți dai seama. Deci pentru mine centrul ăsta e viața. Eu trăiesc prin oameni. Pentru mine viața înseamnă să văd oameni zâmbind. Moșule! Uite acolo e moșul. Ia, hai să te ajut cu cineva. Câte ani, Mișule? Câte ani, om? O să primești un cadou din partea mea și o să mai dau și puțină magie. Da. Tu vrei să-mi spui ceva? Ia, să te amuzi. Te rog. Ce vrei să mă uit aici de ceva? De ce? Da, ce mai tare că moșul e sur. Unde de citești, toate cărțile ne arată că e o lume minunată. Spune-mi dacă îmi vrei și trebuie, îi poți întrebi cu-ți mei. Bravo, așa este, trăim într-o lume minunată, trebuie doar noi. Hai să vă dau și puțină magie, da? Ține mânuța. De fapt, dă-mi un băiețel așa, semn. Dă-mi eu la lămpe. Asta este puțină magie. Ia-l pe ăsta, că-i de băiețel. Dacă o să fii bun, lumea o să fie și mai bună. Care-i de fată? Da? Da. Hai. Păi stai acolo, ține magia în buzunar. Și când ai nevoie, ai o problemă, te gândești, unde mi-e magia? Și magia îți rezolvă problemele, dorințele, da? Uite și fructe și sarmale calde. Să le mănânci sănătoasă și să trăiești până la 150 de ani. Ei, nu mai ții. Să ne bucurăm de matale. Să-ți dea Dumnezeu să-mi trăiască copii, că am dai departe. Nepoții și tot ce-ți doresc. De la țara ai și am rămas singur aici. Da, mamă. Am avut un singur băiat și am sunat la țară. Lasă fi sănătoasă, mamaie. Nu mai plânge, mamaie. Mamaie, nu mai plânge. Că Dumnezeu există și o să facă minunea ca să fii înconjurată de dragoste. Chiar dacă nu e copii, uite câți copii suntem aici și dăm toată dragostea. Să vă ție Dumnezeu după suflet că sunteți tineri și să vă ajute Dumnezeu la toți. Ceea ce facem, facem pentru oameni, nu facem pentru noi. Pentru noi facem ca să avem niște sufletească, poate asta e misiunea noastră. Și fiecare o mare misiune pe pământ. Dar important este că am în jur numai oameni, așa după sufletul și inima, cum este a mea și a lui Dana. Nu sunt oameni din ăștia care mască. Da. Îți face treaba așa cum trebuie, cu suflet. Care îmi primează de el. Am dure la oameni să mănânc. Da, uite ce-i mechelea. Te așteaptă moșul. Bine? Șeful! Da, șeful. Acolo așa, să nu vă primesc ați băut. Nu, stai așa că m-a chemat... Păi nu e închis pe acolo. Nu m-a chemat terasă. Pe partea cealaltă. Asta pentru cine sunt? Uite, pentru oamenii ăștia de aici, care i-a luat jandarmii. În primire. Și mi-a adus, mă, cu atâta față în camera. Cu camera așa. Da, tu-ți bunaie de la tine. Sunt cald. Hai, Mariano, încet. Da, mă, că nu le iau. Păi, lasă-l așa. Ce-ți trebuie? Pun înapoi? Nu, v-am zis, sunt 40. Bă, dar prostie. Bă, dar pentru cine vreți voi, nu știu eu. Le-am adus sarmale. Ei, pe mine mai găsi. Vrei tu sarmale? Să mă urmă. Centrul sunt pentru tot ce înseamnă homeless după stradă, că s-au înfărcit pliante care să știe unde să vină să mănânce o sarmală, o ciorbă și la fel să li se dea câte un cadou. Evenimentul ăsta s-a ținut 5 ani de zile în centru până acum și am zis hai să-l mărim. Să-l facem și să-l ai și poate și de la an la an. Și face și la Constanța, adică... Da, de la an la an să... Internațional, ca să încercăm să ducem cât mai departe, cât mai departe. Magia asta a Crăciunului, cutiuța fermecată.